Vă rog să-mi permite să le spun ceva la copii. Copii, vouă care ați cântat, adolescenților, vreau să vă adresez mai întâi un cuvânt. Citindu-vă din Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 6, acum vedeți în ce măsură se mai potrivește asta încă și la tineri. Cuvântul scris aici sună astfel, copii, adică e un cuvânt pentru copii. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri că ce este drept. Și eu vreau să vă întreb, că voi ați cântat în italiană, dar știți și românește, da? Mă înțelegeți ce spun? Dacă mă înțelegeți, atunci vă rog să îmi răspundeți. De ce-i drept să ascultați de părinții voștri? Cu alte cuvinte, cu ce le sunteți voi datori la părinți, că atunci când ei vă spun ceva, voi să faceți? Le sunteți cu ceva datori sau nu le sunteți? Hai, spuneți voi, fetelor, care sunteți mai mari. Le datorați ceva la părinți sau nu le datorați? Ce le datorați? Ce au făcut ei pentru voi până în seara asta? Vreau să aud. Eu nu știu aici în Italia ce fac părinții pentru copii. Să-mi spuneți voi. Fac ceva pentru voi sau nu fac? Cine spune? Repede, că ne grăbim. Au grijă de voi. De când au început să aibă grijă de voi? De la început. Și încă mai nădăjdui să mai aibă grijă de voi de acum înainte? Pe când vă căsătoriți, cum e mâine, cei care sunt miri, trag nădejde să-i ajute părinții cu ceva, să le dea ceva. Dar după aceea, care mai aveți părinți, vă mai ajută părinții cu ceva, mai fac ceva pentru voi. Dar până când tot fac părinții pentru voi? Până când? Cine spune? Până la moarte? Și după ce mor tot vouă, vă rămâne tot. Eu, dacă așa stau lucrurile, îndrăznesc să spun că voi sunteți tare datori la părinți, voi. V-au născut, v-au crescut, trage nădejde să vă ajute pe când vă căsătoriți și după aceea tot vă ajut. Vă să zic că e drept să-i ascultați, da? Nu mă ascultați și zice în versetul 2. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Ce înseamnă asta? Numai să asculți că e drept, că ești dator. Să asculți cu respect. Și să nu întorci vorba la mama niciodată. Și când tata își cere ceva să spui, imediat, cu toată bucuria, cu toată plăcerea. Valabil și pentru voi, fanfariștilor, care aveți părinți. Să cinstești pe tata și pe mama. Uneori la binecuvântări sunt cântări în cinstea mamei. Și eu le spun să mai lași o strofă și pentru tata. Așa scrie, să cinstești nu numai pe mamă, pe tata și pe mamă. Dacă veți face așa, dragi copii, adolescenți, tineri, și veți asculta părinții cu respect pentru tot ce au făcut pentru voi, Dumnezeu are o mare promisiune în dreptul vostru. Versetul 3. Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Vrei să se împlinească asta? Să fiți fericiți, cam poveste până la adânci bătrâneți. Dumnezeu se ține de cuvânt dacă vă promite asta? Da, acum am o întrebare. Dacă e drept să ascultați de părinți și pe deasupra Dumnezeu și mai promite ceva, la voi se mai întâmplă uneori să n-ascultați de părinți, așa cu respect. Se mai întâmplă câteodată. Băieți, se mai întâmplă sau nu se mai întâmplă? Uite, în seara asta am pentru voi o propunere. Dacă voi vreți să fiți fericiți, dar vi se mai întâmplă să n-ascultați de părinți, eu vă propun o cale să ajungeți la fericire fără să ascultați de părinți. Vă interesează? Ce ziceți? Vă propun cum să ajungi la fericire fără să mă ascultați de părinți. Hai să vedem.
Ascultați-vă ce vă citesc din Cartea Proverbe, capitolul 3, de la versetul 13. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea, adică înțelepciunea, este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Versetul 16. În dreapta ei este viață lungă, ca la ascultarea de părinți. În stânga ei, bogăție și slavă, tot ce trebuie. Căile ei sunt niște căi plăcute, toate cărările sunt niște cărări pașnice, ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți, poftim. Adică înțelepciunea vă poate călăuzi să vă ducă la fericire fără să vă mai îndrume tata și mama. De altfel, dați-ne voie să vă spunem, noi ca părinți, am dorit cât mai repede să vă dăm pe mâna înțelepciunii să nu mai trebuiască să vă ducem noi din mânuță. Că atunci când vede mămica copilașul că e în stare să se razime în piciorul și îl ține de două mâini, așa-i? Dar după ce vede că razimă mai bine, îl ține numai de una, nu? Și după ce vede că razimă bine, îl mai ține de mâini? Până la câți ani ține mămica de mâini? Nu, până învață să umble, nu? Băieți, așa e că v-ați place să conduceți mașina, dar nu se poate până sunteți copii. Vă bucurați să vă ducă tata și mama cu mașina. Dar când sunteți mai mari, aveți o vârstă, atunci vă dă pe mâna unui instructor care stă în dreapta. Apoi când el vede că sunteți în stare, vă organizează o întâlnire cu poliția, da? Și ăsta notează acolo că sunteți țaps, vă mai dă și un ac la mână și puteți merge cu mașina fără tata și mama, da? Așa e și cu înțelepciune. Mama e tot de grijă la fată, fii atentă că băieții sunt neserioși, vezi cu cine intri pe internet, relații online, deși se întâmplă cu telefonul. Dar când fata deja se întâlnește cu înțelepciunea și să-i spună la mama, pe mine nu mă duc de minte băieții ăștia. Eu nu-i accept pe care nu-s serios, nu discut cu ei, nu mă interesează că ce spun. O să zică mama, băi, fata mea deja e înțeleaptă. Deja nu mai trebuie să port eu grijă în fiecare dimineață să-i spun, vezi cu cine vorbești, vezi ce faci, așa ești cu băieții, nu? Am o întrebare pentru voi. De fiul risipitor ați auzit? Știți că a plecat de acasă și acum întreb. Când a plecat de acasă se întâlnise cu înțelepciunea sau încă nu se întâlnise? Dacă era deja înțelept, nu strica toți banii. Imaginează că a venit unul în România cu bani și o termina pe toți în Italia, înțelept? Da, nu știu cum se face, că la greu, spune Scriptura Luca 15, și a venit în fire și a zis, mă întorc la tata. Dar știți ce a zis, ce că face la tata? Mă angajez argat. Știți ce e acela? Un slugă la care ce îi spui, aceea face, du-te în sus, du-te în jos, du-te în jos, du-te în jos. Adică acum s-a gândit că ar fi bună ascultarea de părinți, că dacă ascult de tata nu mor de foame. Dar eu aici numai după felul în care m-am cârmuit eu, am ajuns să mor de foame. Numai că atunci când s-a întors acasă la tata, tata și-a dat seama că el deja s-a întâlnit cu înțelepciunea și a zis, măi băiete, nu te mai fac slugă, de acum fac afaceri cu tine, hai la masă. Că tu ai început deja să gândești. Așa că eu vă îndemn, până vă întâlniți cu înțelepciunea, să ascultați tata și mama. Dacă vă întâlniți cu înțelepciunea la 10 ani, la 12 ani, la 14, trag la 10 până la 20 să vă întâlniți toți. Ca să nu mai vă poarte părinții grijă, mă, ce-o face și unde se duce, că dacă eu nu-i spun, iar nu pricep. Dar eu vreau să vă dau în finalul acestei scurte lecțiuni, un exemplu în persoana Domnului Iisus. Evanghelia după Luca, capitolul 2, spune Scriptura că la 12 ani îi plăcea să discute din Biblie. Vouă vă place? Aici în Biblie ascunsă înțelepciunea. Și n-ai de unde altundeva să găsești mai multă înțelepciune decât din Cartea Sfântă. Deci dacă vrei să nu mai tot ducă tata și mama de mânuță, luați-vă voi o hartă, ca să știți pe unde să umblați, ce aveți de făcut. Și asta se va dovedi că deja
beți apă din fântâna înțelepciunii atunci când zăboviți lângă Scriptură, când discutați cu tata și mama despre lucruri sfinte, când vă plac acestea, când vă rugați și cereți Domnului lumină de sus. Și scrie aici că Domnul, când avea 12 ani, citesc versetul 51, s-a pogorât împreună cu ei, încă locuia cu părinții, nu? Ca voi. Și le era supus. Vedeți? Încă asculta. Dar ce-i frumos scrie în versetul următor? Și Iisus creștea în înțelepciune. Și când a ajuns la maturitatea stabilită de Dumnezeu, a plecat de la tata și de la mamă, de la mama sa și de la Iosif, care l-a crescut. Că de acum asculta direct de Dumnezeu. Că de îndată ce sunteți născuți din nou și ați dobândit înțelepciune, ați crescut mari și vă călăuzește Dumnezeu, nu mai trebuie atât de mult să asculți de tata și de mama. Că știi tu ceea ce ai de făcut. Așadar, Domnul să vă crească în înțelepciune. Iar până atunci, fi supuși. Amin?